Proiectul național Hercules ajunge și în județul Maramureș și își propune să-i atragă pe copii spre sport prin cursuri gratuite de inițiere în diferite discipline. Proiectul este dedicat copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani și se va desfășura în perioada 25 iulie-19 august în Baia Mare. Organizatorii spun că distracția se va îmbina cu mișcarea și descoperirea tainelor mai multor discipline sportive. Pentru recompensarea entuziasmului și a dorinței de a face sport, copiii vor primi tricouri și șepci inscripționale cu logo-ul proiectului, dar și diplome de recunoaștere a meritelor sportive care să le amintească de momentele frumoase ale întâlnirii cu Hercules. Proiectul este implementat de Ministerul Sportului și derulat prin intermediul Direcțiilor Județene pentru Sport și Tineret. Acest proiect este un proiect național dedicat copiilor între 6 și 14 ani și prin acest proiect dorim să implicăm cât mai mulți copii în țară în diferite sporturi. Ne gândim la 15 sporturi diferite, individuale, de echipă, în 32 de județe ale țării și după calculele noastre sperăm să reușim să implicăm anul acesta cam 10.000 de copii și acest proiect îmi doresc să dureze în fiecare și să funcționeze în fiecare vacanță școlară. În primul rând, cred că este un proiect foarte valoros și face parte din Strategia Națională pentru Sport, prin care efectiv dorim să venim în ajutorul familiilor, copiilor și a părinților să facem să iubească sportul. Acest proiect îmi doresc să se desfășoare, cum am spus, în fiecare vacanță școlară și de vară și de iarnă, implicând și sporturile de iarnă și să avem cât mai mulți copii care practică sportul pentru o viață sănătoasă și, de ce nu, să rămână o parte din acești copii în sportul de performanță.